literii. Ups! Bună! Numele meu e Ana Marie și în următoarele 3 minute tu urmărești tipul de hater pe vlogul de marți. Nu o să dureze 3 minute, don't be a hater! Nu mi-a trecut niciodată prin cap să discut despre subiectul ăsta până la lansarea imnului vlogărilor, când am primit destul de mult hate, că mi-a crescut mai mult canalul și că toată lumea întreba unde e Codrin. Codrin e fix aici! Am aproape 27 de ani și mă dau pe net la modul profi și constant de 5 ani de zile. Dar haterii sunt peste tot și nu e neapărat să ai o prezență online ca să dai de câte unul care te haterește. Poți să ai hater la școală, poți să ai hater la locul de muncă, poți să ai hater la facultate, poți să ai hater în familie, că de obicei e un frate care te scuipă sau vreo mătușă care e invidioasă că tu ai note mai mari decât are fiica sa și căcatul de genul ăsta. Dar astăzi o să vorbim despre haterii de pe internet, haterii cu care m-am întâlnit eu în cei 5 ani de când mă dau pe net. Și înainte să începe, vreau doar să fac o mică clarificare. Sunt absolut deschisă criticii constructive. Cred că sunt suficient de matură să accept că nu sunt perfectă. Am primit critică atât timp cât știi să o formulezi într-un mod care nu mă jignește și din care chiar pot să învăț ceva, sunt deschisă critici. Am primit comentarii de genul, mie nu-mi place clipul ăsta, sunt ok, poți mai mult de atât, sunt ok, cred că nu te-ai străduit deloc să te gândești la subiectul de astăzi, ok. Dar tipurile de hater pe care o să încep să le număr sunt... God damn! Haterul camuflat. Haterul camuflat e fie cineva care și-a camuflat ura și gelozia față de tine ca să obțină ce-și dorea și tu l-ai ajutat și la vreo câteva luni vezi un căcat postat la el pe wall subtil și la adresa ta, sau e haterul căruia îi e frică să recunoască față în față că he hates your motherfucking ass pentru că știe că brigada ta o să-i sară în cap și o să-ți ia ție apărarea și preferă să dea comentarii ca și cum e casual, a lăsat și el un comentariu normal. Ai 200 de like-uri la o poză, cu Terescu are mai mult. Adică ești prost, ești slab și nu dau doi bani pe tine. Ai, da, ești foarte drăguță, dar cu Terescu e mult mai frumoasă ca tine. Adică mă uit la tine numai ca să-ți contorizezi defectele. Uite, aproape de 50.000 de abonați, felicitări! Dar cu Terescu a făcut 50.000 de abonați în 3 zile! O secundă, o secundă! Caut niște boașe să-i dau hate-ului camuflat, să recunoască în puii mei că îi hater și să nu mai dea de gard, ok? Haterii care te pupă în cur și te pupă în cur și face-to-face și pe internet când vorbiți în privat și în momentul în care întorci capul sunt în spatele tău, ai 5 cuțite, stați un pic. Au! Îi mai prins câteodată când stau pe lângă tine la vreun eveniment și mai prins așa că se uită cu niște ochi din aia de toate blestemele concentrate în privirea aia. Sper să-ți cadă chicioarele pe asta dracului de mă lăuream că împuțâtă. Și când te-ai întors în... Salut, Doamne, ce rochiță drăguță ai! Stați un pic, stați un pic că mă deranjează ceva. Aici mă deranjează, mă doare. Uite, sunt buzele tale pe fesele mele, ia-le înapoi, mersi. Agramații! Agramații sunt peste tot! Și atunci când le citesc comentariile sunt... Ia-ți un pic bacul și după aia plătește-ți abonamentul la internet și nu uita, nu uita niciodată că măta are cratimă! Mi-a venit o idee, mă gândeam că ar fi tare în timpul clipului ăstea să pămânesc niște nume random așa de oameni care m-au mușcat de cur, să-mi văd de vlog și pe spetică. But I'm a cool person. Se face dedicație pentru haterii mei de pe Twitter! 100 de euro, 100 de euro, 100 de euro, 100 de euro, frate, am niște hateri pe Twitter ale căror conturi sunt pline cu căcaturi pe care ei le monitorizează în existența mea. Dacă am un live, intră să vadă ce la live, stau așa în umbră, abia știe să spună prostie, intră pe Twitter, oh my god, ce prostie a spus aia! Dacă îmi pun vreo fotografie, oh my god, ai văzut ce fotografie și-a pus-o,
Din păcate, Twitter în România nu este o rețea socială cu atât de mult succes ca altele, pentru că haterii de pe Twitter m-ar fi ajutat și pe mine să ajung mai cunoscută, pentru că am destul de mulți. Haterul constant. Omul ăsta știe ce vrea de la viață. Omul ăsta știe că în momentul în care eu postez la fucking miezul nopții un vlog nou, el trebuie să intre, cred că are o notificare, cred că îl bate un înger pe umăr. Hei, vezi că scopul vieții tale, Ane Marie, a făcut un nou pas. Și intri de dislike și direct un comentariu nașpa. Sau direct un share în care zice: oh my god, iar enervanta asta de n-ar muri odată. La un moment dat aveam 12 dislike-uri constant. Deci hello to my 12 haters, sunteți cei 12 apostoli ai existenței mele. Știu că vă uitați și acum. O categorie de hater care mie îmi place de mor sunt haterii turet. Nu sunt hater, no hate, da, ești proastă. No hate, nu vreau să fiu nașpa, dar împușcă-te. No hate, da, te gândi vreodată să-ți repar dinții că sunt gen super nașpa. Și ăsta la obicei le răspunzi într-un mod ok și le spui că dacă vor dinți perfecți, există atâtea reality show-uri și atâta căcat la TV, să se duc acolo. Și de obicei își schimbă părerea în secunda 2 și primești un comentariu: oh, sorry, nu, că tu de fapt ești perfectă, scuze, adică... Ia exemplu de la mine, dacă am zis că nu-mi plac nunțile, nu fucking plac nunțile. Vara asta am 8 nunți și mă duc la toate. 100 de euro ca la Saint-Tropez. Fetele sunt haterițe prin definiție. Noi de obicei nu ne înțelegem între noi. Nu ne convine când o tipă gândește un pic mai bine ca noi sau arată un pic mai bine ca noi, sau e mai simpatică, sau are personalitate. De ce să lucrăm la îmbunătățirea variantei noastre personale când putem să o îngropăm pe proasta dracului? Mă mir că vlogul de marți încă n-are așa o gașcă de fete din alea în umbră care... stau și se hrănesc din defectele mele. Ia uite, și am și nasul strâmb, și ce sprâncene groaznice, îngrozește-te, fată. Fetele se hateresc începând de la 12 ani, la 12 ani descoperă internetul și descoperă că pot răni o fată de vârsta lor dacă îi zic: ai, ești urât, ok? Punct. Și ești proastă, punct. O, mă, gă, ce urâtă și proastă ești. Să nu-i frumări. Până la atunci, poate, nețe. Proasta dracului încă mai are dință în gură. Dau cu bastonul în cap. Haterii misogini. Oh, Doamne, oare cum arată haterii misogini? Sunt super curioasă să ne întâlnesc în realitate. Am avut la un moment dat un hater misogin, știu că avea un metru și un scuipat, că-l văzusem și viața reală. Îmi comenta super de căcat pe net și l-am tolerat mai mult de un an și eram ok cu el, chill, așa, să vedem cam până unde merge cu ideile lui și cu atacurile și cu agresiunea. Și live era așa: come at me, bro, come at me! Haterul misogin de obicei are următoarele arme. Ești o moldoveancă proastă, moldoveancă ce sunt curve, ești o frustrată și ce feministă împuțită. Nu-mi bat capul curat ați ăștia. Block, ban from channel. Serios, unii chiar nu merită să-ți bați capul. Vă promit, am încercat să schimb oameni, am încercat să schimb hateri, am încercat să vorbim la început, pentru că la început mă durea să-mi spună că mama mea e proastă și că mama mea e curvă și că părinții mei sunt nu știu cum și că sunt un monstru al societății și încercam să le zic: sunt curvă, m-am avut doar doi prieteni și mi-am început viața sexuală după 20 de ani, pe bune, și mama chiar e o ființă super, super drăguță și familia mea e foarte ok. Am încercat odată, de două ori, de 10 ori, am văzut că mă consum prea mult și după aceea pur și simplu m-am obișnuit. Și după aia mi s-a mărit curul și am decis că am spațiu, are de unde să-mi pese. Ok. Dacă v-a plăcut, nu fiți hater, dați un thumbs up și un share pe rețelele voastre sociale. E ok să aveți hater,
E ok să fie oameni nemulțumiți de voi, pentru că în lumea asta n-aveți cum să-i mulțumiți pe toți. Și în momentul în care o să vă liniștiți cu gândul ăsta, o să fiți chill. Nu uitați să te abonezi la vlogul de marți, pentru că pun un clip în fiecare marți și uneori și vinerea. Mai ce cald e și vine ploaia, ploaia măse și căldură, nătușeală, hotărăște-te! Să ai o săptămână excelentă, eu am fost Ana Maria, ciao!